Salut! Iată că am ajuns și la mult promisul vlog și așteptatul, de altfel, cel în care vă prezint salariile procurorilor și judecătorilor. N-am reușit să obțin acum cu vechime, un an, 10 ani vechime, cele pe care le-am obținut și eu pe astea vi le prezint, tocmai pentru a putea să vă faceți o idee. Și credeți-mă ce vă spun, că o să aveți surprize. Și pentru că este un vlog cu atâta presiune și cu atâta cerință, m-am întors la Pro Sound Studio din Oradea și, după cum vedeți, mi-am luat și microfonul, mi-am luat și decor și lumini. Am trecut practic la alt nivel, că nu putem să tratăm cum se cuvine onorata instanță și onorații magistrați. Așadar, o să vă spun întâi, pentru că aici am obținut futurașul, dar n-am obținut acordul de publicare de la grefier. Se pare că grefierii sunt mai sceptici și mai timorați decât judecătorii și procurorii. Nu știu de ce, nu vreau să intru în detalii și în presupuneri, dar un grefier la judecătorie, care are 4,5 ani, 4 ani jumate vechime, mi-a comunicat că primește pe card suma de 5.134 de lei. Asta a fost în martie 2021, deci 5.134 de lei plus chiria, pentru că lor li se decontează și chiria și am înțeles că au și anumite avantaje în astea pe care nu le are toată lumea, dar care nu sunt trecute pe fluturaș. Deci, efectiv, pe card a primit 5.134 de lei, grefierul. Bun, acum o să trec la un procuror care are 10 ani vechime și este procuror care a făcut INM-ul, a intrat în 2010, da? Și care are gradul de procuror de curte de apel, dar lucrează la tribunal. Nu să vă spun și la care tribunal acum, deși dacă vin organele de anchetă, s-ar putea să fiu nevoit să mă sparg, dar asta e treaba, dacă se simte cineva deranjat. Apropo, uite-mă, că procurorii și judecătorii nu se simt deranjați de faptul că le public și au fost de acord să le public fluturașii de salariu și au mai fost câte unii pe la armată, pe la poliție, ceva, membrii din ăștia uitați de sindicat pe acolo, pe undeva, pe coada listei, s-au deranjat că de ce le dau salariile. Iată că am găsit transparență și le mulțumesc cu această ocazie procurorilor, judecătorilor și grefierilor care au fost de acord să-mi comunice sau să-mi pună la dispoziție acești fluturași cu salariile. Deci, acest procuror care are 10 ani vechime, gradația 3 scrie aici, a primit pe card suma de... Haideți, opriți, uite, opriți și vă rog să scrieți în comentarii cât credeți că este salariul acestui procuror. Repet, 10 ani vechime cu grad de curte de apel și lucrează la tribunal. Acum că ați scris cam cât credeți voi că are, să vă spun suma reală. Suma reală este de 13.756 de lei primit pe card. Vă spun sincer și chiar dacă eu nu mi-am dat cu părerea, de obicei nu prea îmi dau cu părerea, am văzut că evit să spun salariile, eu mă așteptam să fie mult mai mare. Și nu doar ăsta, o să zic inclusiv ale judecătorilor. Mă așteptam să fie mult mai mare și posibil ca și voi să fi avut aceleași așteptări. Chiar sunt curios. Deci acesta este salariul pe care îl primește el. N-a avut, nu știu, alte chestii, alte sporuri, dacă mai era altceva, nu știu să vă zic, dar în principiu cam aici bate salariul lui. Bun, acum o să mă duc la un judecător care are 3 ani jumate vechime, iar care lucrează la judecătorie. Și repet, asta este vechimea lui. Am înțeles că n-am mai avut altă vechime în altă parte, nu știu, poate a avut, nu știu, câteva luni de zile, dar vechimea lui asta este 3 ani jumate și este din 2020, este fluturașul lui, de la sfârșitul anului, pentru că eu le-am pregătit deja de vreo câteva luni de zile, că dacă am văzut că tot vă abonați, am început să dau și eu niște telefoane și să fac rost de ele. Deci acest judecător a primit pe card suma de 6.576 de lei plus 200 de lei normă de hrană. 202 lei, ca să fim corecți, să nu apară discuții, deci per total undeva la 6.770 de lei, atâta este salariul lui.
Nu știu dacă este contează și navetă, am zis că naveta sau chiria sau astea nu sunt trecute pe fluturaș, dar oricum alea nu le ia toată lumea. Au și anumite condiții, deocamdată nu știu care sunt condițiile. Cert este că acesta este fluturașul lui cu 23 de zile lucrate. Acum voi urmează să stabiliți dacă este mult sau dacă este puțin, în condițiile în care sunt șefi din poliție care au mai mult, adică nu are rost să discutăm și să dezbatem, da? Bun. Iar judecătorul, care are 10 ani vechime, fluturașul lui este din, acum are 10 ani jumate, da? Fluturașul este din august 2020, judecător la judecătorie, cu grad de judecătorie, deci este cel mai mic salariu, atât la acesta, cât și la cel de dinainte, dar este cel mai mic salariu din sistem, pe care poate să-l aibă cineva, da? Că dacă au anumite grade și ei are grade de tribunal sau de curte de apel, îi crește și lui. Repet, nu spun chestia asta ca să o influențez în vreun fel părerea voastră, doar ca să știți că acesta grade lui și inclusiv judecător care mi l-a pus la dispoziție era un pic nemulțumit de faptul că rămânând la judecătorie și dacă ești la pensie pe gradul ăsta de judecătorie la judecătorie, era și el nemulțumit. A insistat pe faptul că salariul lui și pensia lui nu ajunge la cele sume de 200-300 de milioane, dar asta este cu totul și totul altă discuție. Haideți să vă rog să scrieți încă o dată în comentarii cât credeți că a primit acest judecător. Repet, 10 ani vechime cu grad de judecătorie, da? La judecătorie. A primit suma de 8.905 lei, la care se adaugă 106 lei indemnizația de hrană, deci aproximativ 9.000 de lei. Salariul la fel este de, din anul 2020, din a doua jumătate a anului 2020, chiar atunci când avea 10 ani vechime, între timp a făcut 10 ani jumate, nu știu dacă le-a mărit sau nu le-a mărit, nu are alte sporuri, repet, acesta este efectiv cât a primit pe card. Acum, eu ce să zic, trageți voi concluziile raportat la nivel de muncă, raportat la riscuri, la program de lucru și alte chestii, asta trageți voi concluziile, eu nu vreau să influențez în niciun fel, v-am promis că vi le dau, vi le-am dat ca să puteți face o idee. Știu că erau mulți care credeau și chiar sunt curios să citesc comentariile că sunt sume exorbitante și că ajung la câteva sute de milioane. Nu știu, și eu am fost surprins să văd că sunt așa și nu știu acum, efectiv nu știu ce face un judecător și, mă repet, n-am fost acolo și n-am stat. Da, prin prisma meseriei mele am luat contact cu judecătorii, știu și volumul de muncă, știu cam cu ce se ocupă meseria lor. Sper să am ocazia să fac și un interogatoriu, cum îmi place mie să spun. Da? Va fi primul judecător interogat de un civil. Cred eu că va fi interesant și vom avea foarte multe lucruri de aflat, pentru că chiar sunt curios să văd, raportat la nivelul de muncă și la activitatea pe care desfășoară el, cum este acest salariu. Și pentru că inclusiv eu am avut de-a lungul carierei mele momente în care m-am gândit la un moment dat să trec în magistratură, pentru că cei care nu știți, organele de cercetare penală ale poliției judiciare, în speță, inclusiv polițiștii, pot ca după 5 ani de zile să dea examen și să devină procurori sau judecători, am avut și eu de câteva ori această tendință și tot timpul am analizat. Și da, bineînțeles că salariul a fost un criteriu care mă putea determina sau nu să dau un astfel de examen, pentru că bineînțeles că odată cu salariul vin și alte riscuri, avantaje, dezavantaje. Și vă spun sincer că pe mine acest salariu m-a gândit, m-a făcut să mă gândesc foarte bine o astfel de evoluție sau de schimbare, care nu neapărat evoluție, nu știu, e discutabil, evoluție sau involuție, o astfel de schimbare în carieră. Bun, cam aceasta a fost seria de vloguri cu salariile, adică am acoperit o arie mare de salarii, da, și v-am dat cât mai multe informații, informații pe care nu cred că le-ați aflat din altă parte și mă bucur că am reușit să fac acest lucru și sper să continui această transparență și această deschidere pe care am reușit să o am până acum cu voi și iată că, uite, au fost oameni de bună credință din sistem care mi-au pus la dispoziție și văzând aceste lucruri, eu sunt ferm convins că lucrurile vor merge spre bine în sistemul nostru și sunt convins că voi care primiți astfel de informații și veți intra în sistem
de la alt nivel și văzând că și au fost alții care vi l-au dat vouă mai departe și voi să dați dovadă mai departe de transparență, pentru că numai împreună putem și lucrând împreună putem să evoluăm și să identificăm problemele și să încercăm să le rezolvăm. Și chiar dacă am spus că acesta va fi ultimul vlog, între timp am mai primit și alți fluturași de salariu de la Marină și de la DGA am primit și dacă voi mai primi și alte fluturași de salariu din domenii pe care nu le-am prezentat, probabil o să fac un vlog special, un special, ca să spun așa, fără un anumit subiect, ci pur și simplu fluturașii pe care îi primesc, pe aia o să-i prezint. Sper că v-a fost de folos și vă rog în continuare, nu vă mai abonați, că iată în ce situații mă puneți deja, uitați, am ajuns la peste 70.000 și urmează vloguri din ce în ce mai interesante. Nu uitați că eu postez în fiecare luni și în fiecare vineri și fiți de bună credință!